La doar 20 de kilometri de aglomerata plajă din stațiunea Mamaia, câțiva tineri au pornit într-o aventură eco. Chiar dacă vremea nu a fost nici pe departe prietenoasă, voluntarii au luat plaja la pas și le-au oferit turiștilor informații despre colectarea selectivă și saci de gunoi pe care să-i folosească în timpul șederii. Cum vi se pare inițiativa acestor tineri? Foarte bun. Am întâlnit așa ceva în Retezat acum vreo, cred că-s 20 de ani și au cărat vreo 17 tone de gunoi cu rucsacul în spate. Așa că orice e bine. Ploaie peste tot, dar cam greu. Prin această campanie ne-am dorit să formăm un comportament al oamenilor și să realizeze faptul că o colectarea selectivă trebuie să facă nu numai la acasă, la birou, în timpul liber, ci chiar și pe plajă. Atunci când venim să ne distrăm, nu trebuie să uităm cât de importantă este colectarea selectivă pentru noi. Plaja nu a fost aleasă întâmplător. Localitatea Vadu face parte din biosfera Delta Dunării. Am ales această zonă deoarece este o rezervație naturală, deoarece oamenii, după cum vedeți, vin și campează pe plajă și atunci necesitatea de a colecta este iminentă. De a colecta selectiv, asta încercăm să facem acum, să rugăm oamenii să le împărțim sacii colorați fiecare pentru categoria sa. Avem hârtie, aluminiu, plastic, sticlă și deșeuri menajere. Era nevoie de așa ceva. Și anul trecut au fost organizate astfel de acțiuni, de conștientizare a turiștilor pentru ca să colecteze selectiv deșeurile care se aruncă pe plajă. Organizatorii spun că astfel de acțiuni vor avea loc pe întreg litoralul românesc.